Ei, Sfânta Mănăstire, Agia Anastasia, Farmacolutria, vindecătoarea și apărătoarea de otravă. Iată. Dragii mei, este aproape de Sfântul Paisia Ghioritu, la numai 14 km. Sunt sfinți aici, multe sfinte moaște. Și așezată tare frumos aici, la jumătatea muntelui. Minunat. Și dacă urcăm pe scări pe aici, se vede un cerb lopătar, parcă se numește. Un cerb mare, frumos. Ia să-l vedem. Ce face el aici? Și un păun. Ia uite-l ce frumos. Ia uite-l ce frumos e cerbul ăsta aici. Oh, ce coarne are. Și acolo și un păun. Și câțe. Ia uitați-vă și curci. Și gâște. Da, iată ne întâmpină o gâscă. Eh, bine v-am găsit. Hai. Și încă de la intrare în Sfânta Mănăstire ne întâmpină icoana Sfântului Teonas și a Sfintei Anastasia. Da. Iată, parcă sunt covoare românești. Chiar parcă se sute la noi. Da. Iată ce frumos arată. Frumos. E liniște și pace. Și la intrare spre Sfânta Biserică ne întâmpină din nou Sfântul Teonas. Scrie 1913, înseamnă că atunci a fost refăcută Sfânta Mănăstire, fiindcă a suferit foarte mult în războiul dintre greci și turci. Și acum intrăm în biserică. Mulți credincioși care cumpără icoane. Și când intrăm în Sfânta Biserică, două icoane minunate, ferecatele Sfintei Anastasia Farmacolutria. Sfânta Anastasia, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Sfânta Anastasia, roagă-te la Dumnezeu pentru poporul român, binecădincios creștin ortodox, să pe tutind. Sfânta Anastasia, tu ca una care e îndrăzneală în fața lui Dumnezeu, roagă-L să ne miluiască, să ne mântuiască, să ne apare, să ne păzească, să ne ferească de toate ispitele. Și aici o icoană a Maicii Domnului, tare frumoasă, extraordinară, Maica Domnului cu Iisus Hristos. Doamne, miluiește-ne pe noi! Și apoi, aici în partea stângă, din nou icoană, Sfinte Anastasia. Sfânta Anastasia, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi, păcătoși, nevrednici. Doamne! Și aici putem vedea și moștele Sfintei Anastasia. Iacă-te! Pe cât este cu putință, fiindcă lumina ne face mai grea și icoana de aici se vede a Sfintei. Pe catapeteasmă, icoane foarte vechi, dar minunate. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși și robii Tăi. Doamne, ce icoană minunată! Ochii ăștia sunt vii și ne binecuvintează pe toți neîncetat. Numai că mulți nu pricep nimic din toată bunătatea lui Dumnezeu.
Iată-l aici, la intrarea Sfântul Altar, Mare Arhiereu, Omegalus Arhieros. Iată-l pe Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne, să nu pedepsești pe nimeni. Doamne, pe toți să-n ierți. Iar Tu, Maică Preasfântă, Preacurată, roagă-L pe Fiul Tău și Dumnezeu nostru să ne ierte și pe noi. Maică, Maica Luminii, miluiește-ne. Miluiește-ne, Maica Îndurilor. Miluiește-ne, Maica Milostivirii. Și tot aici este racla cu moaștele Sfântului Teonas, care a fost arhiepiscop. Sfinte Teonas, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Sfinte Teonas, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Sfinte Teona, roagă-te la Dumnezeu pentru toți creștinii ortodoxi de pe tutindeni, iar pentru ceilalți să te rogi să-i aducă Dumnezeu la cunoștința adevărului. Și alături de racla cu moaștele Sfântului Teona, încă o raclă cu Sfinte Moaște, și văd aici Sfântul Dionisie Monahul, unul dintre aceste capete, Sfântul Iacob Diaconu și Sfântul Iacob Gheron. Sfinților, rugați-vă la Dumnezeu și pentru noi păcătoși. Sfinților, miluiți-ne cu rugăciunile voastre. Și tot în această biserică, icoana Sfântului Andrei, iar aici o parte din moștele Sfântului Andrei. Sfinte Andrei, ca unul ce ești ocrotitorul țării noastre România, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Și acum să ieșim din biserica Sfintei Mănăstiri Sfânta Anastasia Farmacolutria. Și la ieșire ne mai închinăm o dată la Sfânta Anastasia. Sfânta Anastasia, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi păcătoși. Amin și aliluia.